Zi de miercuri să avem cu toții. Cristina Munteanu sunt și localnicul nostru la superlativ de astăzi este Dorin Cristea, directorul executiv al companiei RomSoft. Discutăm astăzi despre industria IT, care pare a fi printre puținele ce nu sunt și nu vor fi afectate de crizele cu care ne confruntăm cu toții. Bună ziua, bine ați revenit în studioul Viva FM. Bine v-am găsit. Dumneavoastră activați în acest domeniu de mulți ani și ați trecut prin multe perioade mai bune și mai puțin bune și aici vorbesc despre economie la modul general. Care a fost evoluția industriei IT în ultimii 20 de ani? Este clar o creștere, dar mai ales în ultimii câțiva ani, să zic 5-6 ani, creșterea a fost explozivă, aș spune. Haideți să găsim și o explicație în condițiile în care aproape toate industriile s-au confruntat cu dificultăți, ce sunt și acum din ce în ce mai vizibile în contextul crizelor generate de război, de secetă, a crizei energetice. Cum de acest domeniu pare a fi aproape neatins? Este și va fi, fac eu așa o predicție, următoarea sută de ani, că după aia nu mai știm. Nevoia de IT, de digitalizare, este atât de mare încât nicio criză nu are cum să o atingă. În prezent, cererea pentru oameni, că până la urmă softul e făcut de oameni, nu e făcut de calculatoare, este de 3 ori, de 5 ori mai mare decât oferta de pe piață. Chiar în situația unei crize, să spunem, va mai scădea, că poate unele firme de IT vor fi atinse indirect prin industriile pentru care lucrează. În condițiile astea, poate o să mai scadă puțin, dar oricum cererea va fi mult mai mare. Este un domeniu în care se investește enorm și în care un tânăr bine pregătit poate da lovitura de la un an la altul. Și mă refer aici la cei care găsesc ceva cu adevărat inovator și găsesc și finanțatori pentru ideea lor. Este în continuare loc pentru inovație în acest domeniu? Mai putem auzi în viitor de antreprenori care construiesc o afacere de la zero și o vând în câteva luni cu multe milioane de euro? Astea sunt niște mituri. Sunt povești care sunt mai degrabă în Silicon Valley. În restul lumii e o industrie care se dezvoltă, a devenit standard, s-a standardizat. Este loc de inovații, dar ce vedem noi acum e de fapt să introduce digitalizarea în orice domeniu. Și nouă ni se pare că toate sunt noi. De fapt, tot conceptele și tot ce e în spate nu e nimic nou. Doar calculatoarele sunt mai puternice, nevoia este foarte mare și atunci pare că toate au năpădit, au dat peste noi, au explodat, dar nu este chiar așa. În România este greu de crezut că m-a întrebat cineva la un moment dat dacă e posibil în România să mai apară un unicorn. Unicorn însemnând firmele alea care au cifre de afaceri peste un miliard. UiPath-ul, care este singura firmă de pe aici, a reușit chestia asta pentru că s-a dus în America. În Silicon Valley, adică ea este o firmă, pare a fi românească, dar nu mai este deja de câțiva ani buni. Nu prea este loc, nu cred că va mai apărea vreun unicorn, iar idei noi, pentru orice idei nou, există deja cel puțin vreo 100 de aplicații în lume, încât un așa zis succes e dat mai degrabă de banii care se bagă în marketing. Sunt foarte mulți care știu să facă, dar câștigă cei care știu să se facă văzuți. Deci cei care știu să se vândă vor avea de câștigat în continuare, da, iar clar. Ceilalți se vor dezvolta totuși aceia, nu? Pentru că tocmai ce ne spuneați că industria IT pentru următorii 100 de ani este cel puțin asigurată. Da, totul este în creștere, dar vorbeam de cei care vin cu o idee extraordinară și după aia o dezvoltă și în câțiva ani o vând cu și de milioane. Lucrurile nu stau chiar așa. Dar de unde au plecat miturile acestea? Există câteva companii mari în lume care au plecat cu adevărat de la acel un dolar, să spunem, sau păi, dacă de la o idee deșteaptă? LinkedIn, Google, Amazon, toate astea au plecat, Microsoft, nu mai spun, și mitul este trebuiau neapărat să plece într-un garaj undeva prin America, prin Silicon Valley mai ales. Cam așa s-a întâmplat.
Iar acum, bineînțeles, aia este o zonă super dezvoltată și toată lumea, inclusiv la noi în România, Silicon Valley din Cluj, prin Polonia, au și aia, toți sunt niște mici Silicon Valley. Avem Silicon Valley și în Iași? Se vorbește și despre asta? Nu, nici vorbă. Asta înseamnă... Acolo sunt la un loc foarte mulți oameni cu idei, foarte mulți dezvoltatori de software foarte buni și foarte mulți nebuni cu bani, nebuni între ghilimele. Adică oameni care sunt dispuși să riște foarte mulți bani fără să gândească prea mult. Un investitor în industriile clasice se gândește foarte bine și face foarte bine calculele. Acolo, dacă unul din ăsta care are bani, îi se pare că a găsit o idee bună, bagă bani. Dar în general cam una dintr-o sută are rezultate. Și atunci ei își fac un calcul. Bag în 100 sau, eu știu, 10 firme bani foarte mulți și una din ele există șansa să scoată ceva. Deci e altă, și altă mentalitate. Deci nu, în România nu există. De la noi nu pleacă așa afaceri din garaj? Da, nu prea. Nu prea. Haideți să fim serioși. Chiar și UiPath-ul ăsta, până la urmă, ei au un mare succes, că au fost primii care au ieșit cu așa zișii robot software. Softuri care sunt bazate pe inteligența artificială și, ca să vă dau doar un exemplu, recunosc facturi, recunosc, le digitalizează și în felul ăsta ajută firmele să-și optimizeze și să nu cheltui foarte mulți bani și lucrurile să meargă automat. Au fost primii pe piață. Acum nu prea mai au succes pentru că au mai apărut și alții. Iar cel puțin în IT, chiar dacă vine unul cu o idee extraordinară, cu siguranță vor fi 1000 de firme prin China care îi vor copia imediat. Foarte ușor să copie aici. Cei care aleg să fie angajați în această industrie par a fi privilegiați față de cei care lucrează în alte domenii. Pare a fi cel mai bun job cu salarii mai mari decât media, cu diverse facilități oferite de către companiile angajatoare și, foarte important, cu siguranța zilei de mâine. Cel puțin așa se vede din exterior, așa este? Da, este. Siguranța zilei de mâine este. O mică particularitate este aceea că IT-știi trebuie tot timpul să fie la zi cu ce se întâmplă. Sunt oameni care lucrează poate din niște ani buni pe o tehnologie care acum s-a schimbat cumva. E cam la fel, dar s-a schimbat și dacă oamenii nu țin pasul, devin, iese din competiția asta. Dar chiar și așa, asta nu înseamnă, fiind o industrie foarte mare, nu înseamnă că numai vârfurile au loc. Până la urmă e nevoie și de foarte mulți oameni care să facă, să producă, scoată toate produsele alea. Înțeleg că și în acest domeniu, ca în multe altele, este nevoie ca cei care lucrează să fie tot timpul să studieze, să citească, să vadă care sunt noutățile. Da, și asta trebuie să se întâmple fiindcă au curiozitatea. Că dacă vor citi numai așa că trebuie să citească, nu vor fi străluciți, vor fi printre cei medii, mediocri, să le spun. Iașiul este un oraș din ce în ce mai important pe harta lumii, cel puțin așa îl percepem noi cei din exteriorul domeniului. Vedem companii care vin în această zonă a țării, se dezvoltă, angajează. Mai are și un alt atu în afară de faptul că este oraș universitar? Cel mai important lucru este că se găsesc la un loc oameni cu diferite calificări. Pentru că dacă ăștia de afară au nevoie doar de o fabrică de software, se duc în India, totul ieftin, au mii de oameni și lucrurile merg. Dar e nevoie să fie și creativi. Și mai ales să aibă diverse calificări ca să acoperi nevoile tot mai mari ale unei firme care are nevoie. Și mai are un atu, eu mă aștept și deja să dezvolte industria fină, mecanica fină, electronica, chiar și zona asta construcții de avioane. În general, industrii care nu cer
transport nu sunt obiecte mari, nu industrie grea, ci inteligență. Nu se dezvoltă această industrie grea pentru că nu avem infrastructură sau pentru că ne lipsește și altceva? Sincer, ne lipsesc și inginerii. Eu am nemții mei care din când în când mă întreabă unde sunt inginerii români și ei se referă la mecanică, la... Noi am avut foarte buni. Ei, un număr de ani n-au mai devenit studenți la mecanică, la știu eu, altele. Dar acum cererea este foarte mare, foarte mare. Deci nu mai este ca acum 20 de ani când dacă cineva făcea mecanică se întreba oare eu ce meserie am să am. Acum garantat are și are de ales oriunde în lume. A fost o perioadă undeva pe la începutul anilor 2000 când într-adevăr cei care terminau Politehnica nu prea aveau mari perspective. A fost o perioadă în care inginerii nu erau căutați la noi în țară. Nu mai este cazul acum, din ce am înțeles și din discuțiile cu alții antreprenori și din discuțiile cu profesori universitari. Da, să ne gândim puțin. Încep să-și relocheze industriile din Europa spre Europa. Mai încearcă ei prin Vietnam, dar astea deja sunt țări mici comparativ cu China, de unde vor să plece. Și atunci o parte se gândesc că pot dezvolta în România. Ei ar dezvolta industria grea. Ați vedea, eu știu, industria auto, care totuși au mai spre Craiova, zona aia, au de pe unde să ducă marfa, dar de aici nu au cum. Dacă am avea infrastructură, s-ar dezvolta și industriile astea. Fiindcă ei abia așteaptă să vină aici. Ar ajuta foarte mult sau într-o oarecare măsură și industria IT în acest caz? Dacă s-ar dezvolta și această zonă? Industria IT automat se dezvoltă, dar ea este mereu limitată de resursa umană, care este cât este. Deci se va dezvolta până la nivelul la care poate găsi oameni. Că tot ați adus vorba, există sute de anunțuri de angajare în fiecare zi pe anunțurile, pe site-urile de profil. Sunt companii care anunță mereu disponibilitatea sau nevoia de a angaja. Asta vine doar din lipsa oamenilor bine pregătiți sau poate și din faptul că aceștia își caută mereu un alt loc de muncă, mai bine plătit? Toți își caută teoretic, oameni bine pregătiți, dar în momentul ăsta toți caută oameni. Deci care să se priceapă cât de cât, fiindcă după aia ei învață să fac traininguri și ajung cumva la nivelul la care ar trebui. Deci nu neapărat oameni foarte buni. Îi nevoie de oameni care să aibă habar de IT. Da, care este minimul de cunoștințe necesare unei persoane pentru a putea să aplice pentru un astfel de job? Oricât am vrea noi așa să răstălmăcim cuvintele, până la urmă un ITist trebuie să facă o facultate. Păi asta voiam să vă întreb, pot să mă duc și eu să mă angajez la o firmă de IT? Că eu nu știu decât să deschid calculatorul și să scriu într-un ori și mă rog, câteva programele așa. Asta nu. În schimb, au apărut tot felul de tehnologii, software, de exemplu, pentru a face site-uri. Omul nu mai trebuie să știe acum programare. Sunt platforme pe care omul se duce, mai degrabă trebuie să fie artist și mai puțin programator. Dar totuși aplicațiile serioase nu merg cu școală populară de arte. Oricât am vrea, nu merge. Și ca să nu mai spun că oamenii trebuie să aibă orientare inginerească spre politehnică, pentru că un om care a făcut filologie, e mai greu să priceapă, nu știu ce, algoritm, unul simplu, de sortare a numerelor. Deja e altă lume. Și nu poți să faci programare cu așa ceva, că nu merge. Aș vrea să continuăm această discuție legată de concurență și de angajați, dar luăm o scurtă pauză și ne reîntoarcem imediat. Ne-am reîntors la Localnic și la Superlativ, discutăm despre industria IT cu Dorin Cristea, directorul executiv al companiei Romsoft. Și înainte de pauza de publicitate, discutam despre concurența, să-i spunem așa, care există pe piața muncii între companiile din Iași care încearcă să-și atragă cât mai mulți
și cât mai pricepuți și mai școliți angajați. Și îmi imaginez că în acest context companiile sunt nevoite să vină mereu cu ceva în plus față de concurență, nu? Până unde se poate merge? Ce salariu și ce facilități pot fi oferite în viitor angajaților IT pentru a-i atrage în primă fază și pentru a-i păstra în echipă? În prezent, IT-știlor li se oferă toate avantajele care se pot oferi pe piața românească. Nu prea mai există nimic în plus. Orice altceva e asimilat cu salariul, ceea ce înseamnă că omul, dacă primește mai mulți bani în diverse forme, trebuie plătit toate taxele pentru alea. Deci în zona asta e greu. În schimb, noi ca firmă ieșeană luptăm, între ghilimele, cu corporațiile prin faptul că oamenii sunt mai liberi, îi lăsăm să fie creativi și nu-i presăm și nu-i forțăm cu planificări în care ei să muncească de mai mult decât pot. Puteți să ne dați un exemplu ca să înțelegem mai bine cum funcționează, de exemplu, cum se lucrează în echipe la Romsoft? La noi echipele lucrează în primul rând direct cu clientul. Asta înseamnă că ei sunt în contact cu, să spunem, cu nemții, cu americanii, japonezi, nu mai avem noi clienți. Ei discută tot timpul cu clientul și plecăm de la ideea că noi nu trebuie să le oferim cel mai bun soft posibil, ci softul de care au nevoie și care poate nici ei nu știu și care e produsul care îi face fericiți. Asta înseamnă că nu există perfecțiune, că dacă o luăm așa, nu mai terminăm niciodată. Până la niște produse trebuie să funcționeze și să meargă la cât îi nevoie, nu cât am vrea noi. Că atunci ar costa de 100 de ori și n-am mai fi la timp pe piață. Cred că am citit pe undeva despre faptul că, având această legătură directă cu clientul, echipele dumneavoastră își pot face singure programul, da. Nu? Asta e o formă, lumea zice că e modernă, dar e de vreo 30 de ani, 20 de ani. Echipe care se auto-organizează. Asta înseamnă că cei din echipă, ei hotărăsc împreună cu clientul, ei au o planificare mare pe perioade lungi, dar ceea ce fac în următoarele 2 săptămâni, o lună, 6 luni, negociază cu clientul în funcție și de cum are nevoie clientul, iar ei care lucrează în echipă stabilesc între ei ce face fiecare, adică echipe care se auto-organizează. Aveți oameni veniți din alte companii din ea și în principal din marile corporații, cele care atrag sute de oameni, care în momentul în care ajung la dumneavoastră își dau seama de o diferență, de poate de calitatea a muncii, a timpului, a organizării? Își dau seama, ei nu o declară, dar uneori mai spun. În general, omul când termină facultatea știe de cele câteva corporații de prin ea și ei acolo se duc. După o vreme constată că viața nu e așa roz cum părea și încep să mai uite în stânga, în dreapta și află și de noi. Pe noi, de fapt, asta ne interesează, ca lumea să afle că mai există și altceva și o altă lume în afară de aceste corporații. Iar noi, ca firmă ieșeană, spunea la un moment dat cineva că peste 5 ani, nu știu care corporație, nu știu dacă o să mai fie, dar noi să fim. Și bineînțeles că o să fim, că suntem de aici. Și atunci noi oferim o siguranță, o atmosferă plăcută, în care dacă omul îi liber și se auto-organizează, poate să aibă randament mult mai bun decât ierarhiile alea stricte din corporații. Ori după ce se duc și lucrează o vreme în corporații, văd ce înseamnă, să nu vorbim de exploatare, ce înseamnă să scoată untul din ei, după aia vin la noi și înțeleg că trebuie să dea randament și dau randament pentru că ei consideră că trebuie să facă asta ca să fie valoros ceea ce produc ei. Și în felul ăsta să existe și firma în continuare, ca să scoată produsele. Și după o vreme, în general, ăștia care abia au terminat,
ei văd lumea un pic mai în roz, așa, toate sunt minunate. În general, toate au fost făcute ca să-i aștepte pe ei. După aia se duc și constată că nu sunt decât o rotiță într-un mecanism. Ori, venind la noi, constată că sunt oameni care fac parte din niște echipe și care sunt valoroase și se vede și ceea ce fac ei și zic eu că sunt mulțumiți. Pentru că este important, pe lângă salariu și alte beneficii, să simți și că tu contezi la acel loc de muncă, nu? Eu cred că orice om are gândirea asta. Și generațiile de acum, mai pe vremea mea, pe primul loc noi puneam serviciu, după care familie și altele. Ei acum pun pe primul loc viața personală și din când în când trebuie să lucrezi ca să-și poată plăti facturi. Altfel spus, serviciul e pe locul 2. Dar nu este vorba numai despre tinerii care lucrează în IT, este vorba despre tinerii în general. Toți. Și atunci noi le arătăm clar, nu există ori suplimentare, chestii de-astea, să-și facă treaba la timp, la randamentul pe care îl pot da, așa fel încât, pe total, lucrurile se iasă. Ei, și atunci ei se simt și valorizați, pentru că nici nu-și dau sufletul, că nu încerc nimeni să facă chestia asta, au timp și de viața personală, dar ceea ce fac la serviciu, văd și ei că iese niște lucruri care sunt faine și sunt interesante. Și cum noi lucrăm pe zona asta medicală, e o zonă care dă satisfacții. Ați adus discuția unde voiam și eu să ajung. Am văzut că ați avut o colaborare cu o companie mare din România și ați dezvoltat o platformă de telemedicină. Ne puteți spune cum funcționează și în ce constă importanța acesteia? A fost un proiect românesc. Noi, în general, cam ferim de astea românești și noi luăm proiecte direct la Bruxelles, cu aia se discută omenește. Dar am avut proiectul ăsta românesc, am făcut o platformă în care punem împreună pacienții cu doctorii de familie și cu farmaciile. Din păcate, în platforma asta nu vor să intre decât farmaciile mici, rețelele mari nu vor să intre, pentru că acolo se pot face la un moment dat niște comparații, niște prețuri și ăștia mari nu vor, este clar că nu vor. Ei vor omul să fie atras în site-ul lor, în lumea lor și nu cumva să se mai uite și pe la alții. Ei, dar platforma asta ne-a ajutat pe noi să avem foarte mult know-how în ce înseamnă date medicale, toate standardele care sunt în spate. Și acum avem un client în București care chiar a început să apară, își fac și reclamă pentru urgențe, în care omul are o aplicație pe telefon, plătește un abonament nu știu cât pe an și în momentul în care are o problemă, el are acolo în aplicație un buton și vorbește imediat cu un doctor și în funcție de ce se întâmplă cu el, doctorul ăla îi spune, fă cu tare, cu tare sau cu tare. Vorbim de această aplicație de telemedicină, nu? Da, la care ați lucrat. Da. Și telemedicină pentru că are discută și pe video, dacă omul e rănit, face poză, îi arată, așa cum am văzut mulți că sunt obișnuiți. Când au o problemă mecanică, sună și arată mecanicului acolo la motor, vezi că uite aici, nu știu ce se întâmplă. Ei, cam așa e și aici. Și ei, până la urmă, dacă stau să mă gândesc, e posibil să iei primul nostru client din România, că noi nu avem decât afară. Aplicațiile mari sunt la aia de afară. Ne-ați mai spus asta în, și cu alte ocazii. Știu că sunteți, Romsoft-ul este una dintre primele companii de IT din Iași și este ajuns acum la peste 100 de angajați și voiam să vă întreb dacă dumneavoastră a simțit potențialul acestei piețe încă de la început. Păi, zona medicală, noi înainte de asta am mai avut o firmă cu un austriac și făceam soft bancar. Și să știți că soft care l-am făcut noi pe 90 și încă mai rulează pe la niște bănci care sunt și pe aici, pe România, bănci din Austria. Adică atât de bine făcut, dar mă rog, și ei conservatori nu schimbă, totuși ar trebui mai des schimbă tehnologiile. Zona medicală este ferită de tulburările crizelor.
Adică nu cade când e o criză, niciun stat nu reduce cheltuielile medicale. Așa cum când e un boom economic, nu crește volatilitatea asta, e foarte stabilă. Și atunci, pentru orice firmă, trebuie să existe o zonă de business care să fie sigură și care să facă firma să fie stabilă. Noi cu asta, plus, fiindcă lucrăm cu o firmă din Hamburg, care de fapt e o filială a unei corporații japoneze, îi și mentalitatea asta japoneză, că dacă eu lucrez cu un client de 20 de ani și oamenii serioși, păi merg cu ei încă 20. Adică nu schimbă atât de ușor. Americanul, dacă o găsit la un moment dat un furnizor care e cu 1% mai ieftin, instantaneu îl schimbă, nu se gândesc prea mult. Deci avem și noroc că stăm pe niște culturi, poate un pic tradiționaliste, dar care sunt avantajul nostru. Exact. Mulțumesc tare mult, domnule Cristea, pentru prezența la Localnici și la Superlativ. Vă așteptăm cu drag și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Ne reauzim săptămâna viitoare.